Romanian TV of New York a adresat o serie de întrebări în legătură cu epidemia de coronavirus comunității medicale românești de la New York. Doctorul Napoleon Săvescu, președintele Romanian Medical Society of New York, ne-a răspuns cu amabilitate. Domnilor și domnilor, bună ziua! Am să încerc să vă răspund la câteva întrebări cu privire la acest coronavirus. Virusul nu este un organism viu, cum crede lumea, ci este o simplă moleculă proteică, un ADN, acoperită cu un stat protector de lipide, de grăsimi, care, atunci când este absorbit de celulele mucoase oculare, nazale sau bucale, își schimbă codul genetic, respectiv o mutație, se transformă într-un agresor multiplicându-se. Întrucât virusul nu este un organism viu, ci o moleculă de proteine, aceasta nu este ucisă, ci se descompune de la sine, în timp. Sau timpul de dezintegrare al acesteia depinde de temperatură, umiditate și de tipul de material pe care se află. Virusul este foarte fragil. Singurul lucru care îl protejează, cum am spus înainte, este un strat subțire de grăsime. Acesta este motivul pentru care orice săpun sau detergent este cel mai bun remediu, deoarece spuma aceasta dizolvă grăsimea. De aceea trebuie să vă spălați pe mâini cu apă caldă și săpun cel puțin 20 de secunde. Căldura topește grăsimea. Acesta e motivul pentru care este atât de bine să folosiți apă caldă peste 25 de grade Celsius pentru spălarea mâinilor, a hainelor sau apa rece nu este recomandată. Alcoholul, orice amestec cu alcohol peste 65%, dizolvă această grăsime, în special stratul lipidic extern al virusului. Am auzit de multe ori niște drăcini în care lumea spune whisky, vodka ajută foarte bine sau țuica. Nu, ele trebuie să aibă cel puțin 65% alcohol. Apa oxigenată ajută foarte mult după săpun și alcohol și de asemenea clorul, deoarece dizolvă proteina virusului. Deci virusul, cum am spus, nu este un organism viu ca bacteriile. Nu se poate ucide ceea ce nu este viu cu antibiotice. E o idee greșită care spune, luăm antibiotice și omorâm virusul. Antibioticul este împotriva unor bacterii și nu împotriva unor virusuri. Niciodată nu agitați, scuturați îmbrăcămintea, cearceaful sau materialele folosite sau neutilizate pentru un timp. Aș putea să vă spun chiar mai mult, în momentul când veniți de afară în casă, ca la țară, lăsați pantofii și hainele la ușă, nu le scuturați. Pentru cel puțin 3 ore vă duceți frumos la baie, vă spălați cu apă caldă și săpun pentru 20-30 de secunde și după 3 ore vă puteți atinge de pantofii și hainele lăsate la ușă. Există o formă cunoscută despre cât timp acest virus poate să trăiască. De exemplu, pe o suprafață poroasă, cum este haina, se dezintegrează în 3 ore. Pe metale, cum este cupru sau alte metale, stă până la 4 ore. Pe suprafețele de carton, care le primiți de la magazine, stă până la 24 de ore. Pe obiectele de plastic, până la 72 de ore. În felul ăsta vă dați seama cât timp trebuie să țineți niște obiecte care le primiți de afară în casă, până să vă atingeți de ele. Moleculele de virus rămân foarte stabile la frig. Deci frigul nu afectează acestea. Lumina ultraviolete pe orice obiect, sigur, poate să afecteze acest virus. De exemplu, pentru dezinfectarea și reutilizarea unor măști, cum este la spital, este perfect recomandat să folosim lumina ultravioletă. Dar ea este nocivă pentru pielea noastră și ne dă riduri, uneori chiar cancer de piele. Ce vreau să vă spun din nou, virusul nu trece prin pielea sănătoasă. Virusul pătrunde în organismul nostru prin 3 căi. Mucoasa nazală, bucală și oculară. Prin mâini, numai el este purtător. Mâinile sunt purtătoare de virus. În cazul în care vă atingeți gura, nasul, ochii, sigur le puteți
unghii, pentru că ele poate să ascundă virusul pentru un timp acolo. Să fiți atenți când aveți febră și vă suspectați că ați putea avea o infecție virală, de asta dată să nu folosiți ibuprofenul sau alți derivativi. Acum, de ultimă oră, noutăți sau mai puțin noutăți, sunt convins că uneori știți și dumneavoastră, se folosește un antimalaric, Plaquenil, hidroxychloroquine, care se consideră că poate omorâ acest virus. De multe ori noi doctorii, când un pacient ne spune că va călători în Africa, le dăm preventiv acest Plaquenil ca să nu se infecteze. Deci ce putem să învățăm acum? Plaquenilul se poate lua și ca prevenție, dar și ca tratament. Ca tratament, el se folosește 400 de miligrame de două ori în prima zi și după aceea 200 de miligrame de două ori pe zi pentru 7 zile. Se asociază de multe ori acest Plaquenil cu un antibiotic. Noi știm că virusul nu răspunde la antibiotice, dar de multe ori organismul nostru, datorită faptul că le este slăbit imunitar, poate face și o infecție bacterială. Din această cauză, când se dă Plaquenil 200 de miligrame, unul dimineața și unul seara, la prânz se asociază cu azitromycin. Din punct de vedere al prevenirii unui virus, când ieșiți afară, sigur că trebuie să vă acoperiți cele trei porți de intrare care le-am menționat anterior. Mucoasa bucală, nazală și ochii. E bine să purtați o mască, e bine să purtați și niște ochelari de protecție și, sigur, e bine să stați cât mai departe de alte persoane. E bine să stați în casă și, dacă ieșiți afară, folosiți metodele care vi le-am spus. Când intrați în casă, lăsați pantofii, hainele în fața ușii pentru cel puțin 3 ore. Iar dacă primiți mâncare în cutii de carton de la magazine, e bine să le lăsați pentru 24 de ore în casă, fără să vă atingeți de ele. În felul ăsta, virusurile care pot să trăiască